Bun găsit, prieteni! Din nou sunt Mihai Stepanov cu un video nou în care putem primi gratis 500 de monete de la proiectul Cutly. Deci, unde vedeți airdrop, de obicei este ceva ce se dă gratis pentru o anumită combinație de pași făcuți sau sarcini. În cazul dat aici este legat cu Binance. Deci, acest proiect este susținut de Binance, de ce pentru a primi airdrop este obligatoriu de a avut cont în Binance. În Binance ne trebuiește de intrat în portofel și de ales moneta USDT, unde trebuie să aflăm portofelul pentru alimentarea contului în Binance. Deci, în cazul dat, el este la fiecare a lui. Deci, îl copiem și cu el, pe urmă, trebuie de intrat în cabinet pentru a primi acele 500 de monete. De ce trebuiește portofelul de la Binance? Pentru că când îndeplinim unele sarcini, ei trimit o cantitate mică de USDT care trebuie de indicat în airdrop, și dacă o indicăm corect, de ce este important ca acea valoare care vine la voi să fie corect scrisă sau copiată, deci nu trebuie de greșit cifrele, pentru că la fiecare vine arbitrarul careva sumă mică acolo în USDT. Deci vedeți, eu azi am făcut înregistrare 17 mai, nu de mult, acum e 17 mai, ora 7.34, jumătate de oră urmă. Și deci eu deja am primit 500 de monete, ele zilnic vor aduce 15 monete, deci ele se duc în staking. Și deci timp de o lună practic această sumă pas dubleză. Treptat aceste monete vor crește în valoare, de ce? Pentru că vor fi tot mai mulți oameni în proiect înregistrați și vor ieși pe burse când vor fi 1 milion de oameni. Cel puțin. Acesta este un proiect cu 10 nivele de plăți în care putem primi dacă invităm oameni. Dacă nu invităm, doar să avem 15 monete pe zi. Dacă invităm referal, aici este linkul de referal, putem copia și din diferite nivele mai avem un plus. Bonus. Din primul nivel 3% jumate, din a doilea 1.38, din a treilea 1.36, 1.34 din a patra și așa mai departe. Eu încă pe nimeni n-am invitat, dar n-am pe nimeni. Deci, cum facem primirea acestor monete? Deci, facem înregistrare apăsând pe Signup, unde indicăm un e-mail, trebuie să fie de dorit Gmail, ca apoi să nu fie pe un probleme. Creăm o parolă, repetăm parola, aici ea introducem acest cod care îl vedem aici și apăsăm pe creare de cont și pe urmă nimerim în cabinet. În cabinet când nimerim, deci la mine deja a dispărut. Deci acolo este așa ceva, vedeți, ați văzut, acolo era climb. Un buton la mine el a dispărut. Pe el trebuie de apăsat. Când apăsăm pe el, apare așa ceva, că ca să primim 500 de monete, trebuie să facem verificarea prin Binance. În spațiul acesta, noi trebuie să punem adresa la portofelul nostru Binance. Deci vă duceți în Binance, căutați unde este portofelul vostru de alimentat. Și acolo este adresa USDT unde. Și pe urmă, deci dacă nu știți unde se găsește acest lucru, deci portofel în spot.
Cât are atât de simplu, dar mai arăt și eu încă o dată. Pentru că greu se încarcă. Am vrut să deodată mai repede, dar uitați-vă. Cine nu știe cum se lucrează cu Binance, întâmplător, dacă sunt așa oameni, pur și simplu Binance este bursa numărul 1. Majoritatea oamenilor știu despre această bursă și au cont aici, dacă nu aveți întâmplător. În descriere la acest video va fi link către bursa Binance, faceți înregistrare, creați cont, treceți verificarea și așa mai departe. Și pe urmă ajungeți în portofel. Unde intrați în direcția spot. Și mai departe să se încarce o dată. Deci aici ia dați la căutarea USDT, dacă nu aveți încă nimic în cont. La mine este USDT, deja el ceva are alimentare, deci și apăsați pe depozit. Pentru că depozit este adresa noastră de alimentare a contului în Binance. Noi nu vrem să scoatem bani din Binance, dar vrem să alimentăm. Adică nouă ne trebuie adresa noastră din Binance. Și aici alegem la rețeaua BNB Smart Chain aceasta. Și mai jos ni se dă o adresă. E că această adresă trebuie copiat. O copiați și cu ea vă duceți în acolo unde v-ați oprit la client și puneți adresa. Pe urmă apăsați pe continuu. Apăsați pe continuu. Ce se întâmplă mai departe? Ei vă trimit o sumă mică de USDT. Deci acea sumă care a fost trimisă trebuie indicată aici. Aici, în cazul meu, această sumă, deci, a fost. Și o scriu acolo. Deci ori o copiați, ori o scriți. Și după aceea apăsați pe Submit. Și în final o să primiți acele 500 de monete. Care vor începe a aduce venit zilnic 3%. Și cifra aceasta zilnic se va mări. Deci pentru azi am primit 15, mâine voi primi 15 monede și vor fi deja 530 și așa în fiecare zi va crește această cantitate. Cine vrea, aceste monede pot fi cumpărate la așa preț, dar ideea acestui video este cum să primiți aceste monede gratis. Și dați în jos și invitați cât mai mulți oameni, cu atât mai multe monede o să primiți. Apropo, XD din 10 nivele, deci destul de mult poate să iasă adăugător la ceea ce ați primit 500 de monede. Și de invitat este foarte simplu, doar că trebuie să le explicați corect cu Binance. Doar portofel de la Binance se poate de indicat, alte portofele nu merg. Asta, ca să nu încurcați, pentru că sunt eu, nu știu cum ați fiți de oameni să-i numesc, căscați care se uită la video și totuna fac cum vor ei, dar nu cum trebuie, cum este corect, cum eu spun. Pentru că eu nu spun că n-am ce face, pentru că așa este condiția. Trebuie să fie de la Binance portofelul. Pe urmă să nu dați vina pe mine că n-am primit monetele și așa mai departe. Dacă nu faceți corect, sunteți vinovat, nu eu sunt de vină.